Dacă sunteți din sectorul 6 sau militar, în primul rând vă spunem că se încălzește vremea, cel mai important lucru. Nu convine căldura. De minus 10 azi dimineața la 8, minus 2, minus 3 prin București. Da, ce bine. Deci mult mai bine s-a simțit. Vă rugăm să ne transmiteți pe Facebook-ul emisiunii versurile, măcar dacă nu vă puteți înregistra cântând piesa cu bucătarul Nicu, vrem să o imprimăm, să rămână și ea pe YouTube pentru eternitate. Pentru posterioritate. Da, indiferent de talentul nostru la cântat, nu asta. Pentru posterioritate. Pentru posterioritate să lăsăm și noi ceva urmașilor noștri. Ana Maria e pe fir cu noi, este telespectator de Neața, merită să fie trezită de noi. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Sărut mâna, sărbătorești ceva astăzi? Da, ziua mea de naștere. Păi atunci, la mulți ani! Mulțumesc mult! La mulți ani cu Polonicu? Cum ai zice, bucătarul Nicu. În ce oraș ești? Din București. Ah, cum v-ați trezit de dimineață? E mai cald decât ieri, categoric? În zona în care stau nu prea este, dar mă descurc. Păi de mine, dar ce fotografii? Ești salsistă? Salsistă. Da. Ulala. Salserov. Și denuța meu a fost salsist. Ușor. Mai mărumbist. Ușor salsist. Și te mai ții de treaba asta? Momentan nu, pentru că nu ne permite contextul actual, dar sper să revenim la normal în scurt timp. Da. Contextul e acasă? Ce anume? Contextul e acasă? Nu este. Asta. Partenerul de dans e și partenerul de viață? Nu. Da. Păi de-aia mergem la salsa, Răzvan. Da, poate fi un motiv. N-a înțeles nimic, Răzvan, despre salsa în București. N-am. El făcea jocurile la Iusti, la salsa aici, vis-a-vis de Intercontinental. Te bagi și la salsa un băiat cu două fete? Ce, la ce salsa? Dari, la ce te-ai uitat? De ce, bă, tu e probă în campionatul mondial, dar bineînțeles. Odată, e și dans de Maria, iartă-mă. Deci există salsa singur, poți dansa salsa singur, bineînțeles, doar fetele se bagă la asta. Este probă? Da, se poate. Așa? Solo salsa! Și salsa în trei. Mamă, când le ia și le învârte pe un două dată. Eu acolo am visat tot timpul, dar n-am depășit. Acum dansez în doi doar. Așa e contextul. Așa mă las. Doar atât mă lasă contextul. Te pupăm, îți mulțumim că ești telespectator de Neața. Ce faci azi? Ai propus ceva special? Voi petrece împreună cu familia, pentru că nu se poate mai mult. Știm, contextul. Așa. Da. Bun. Bănuiesc că și la doctor, când vă pune întrebările alea ciudate și intime, tot așa răspundeți. Contextul nu s-a așa, deci favorabil. Contextul... Bun, să sperăm că va fi un an altfel. Te pupăm și să-ți meargă bine. Ți-aduce aminte cum a fost ziua ta anul trecut, când eram chiar în buza pandemiei? Da, a fost minunat. Am petrecut cu toți cei dragi și chiar îmi este tot de aniversare de acel fel. Sperăm că anul viitor va fi diferit. Toată lumea trăiește cu speranța. Bănuiesc că anul ăsta se vor boteza copii cu numele Speranța. Uneori mă cer cu viața, trăiesc zilnic cu speranța. Trăiesc numai. Asta e o manea. Da. Asta e o manea. Că într-o zi o voi găsi. Când mă uitam la Nața, vorbeai din Eminescu, din astea. Da, contextul. Contextul, da. Contextul. Te pupăm, Ana Maria, piesa asta este pentru tine și mai pentru tine și pentru Speranța. De ani. Vă pup și eu, mulțumesc mult de tot. Dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.